să rămâneți alături de noi. Merg mai departe către un alt invitat. Este vorba despre domnul Dan Câmpian, director general al Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO. Dânsul este de peste 20 de ani, cu experiență relevantă în securitate cibernetică și managementul riscurilor la Bruxelles, București, la nivel internațional. A condus echipe care au sprijinit instituțiile europene, autoritățile naționale și actorii din industrie în definirea și implementarea politicilor, a strategiilor, măsurilor operaționale și tehnice ale securității cibernetice. Din mai 2020 este directorul general al CERT-RO. Dânsul este invitat să intervină și să ne spună cum să se protejeze utilizatorii într-o administrație digitalizată. Dacă sunt incidente, cât de dese, cine are responsabilitatea și mai ales la ce soluții putem să ne așteptăm. Domnule Dan Câmpian, dacă ne auziți, vă rog foarte mult să luați cuvântul. Vă mulțumesc, salut mâine, sper că mă puteți auzi bine. Mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru succesul conferinței. Până acum am fost foarte, foarte captivat și de ceea ce domnul ministru a prezentat și de ceea ce domnul președinte al ADR a prezentat. Încerc să mă ridic și eu la înălțimea provocării și să vin cu niște elemente noi, cu un punct de vedere un pic dintr-un alt unghi, din punctul de vedere evident al unei autorități de securitate cibernetică de data aceasta. Evident, cu toții suntem interesați de transformare digitală. Observăm această digitalizare accelerată pe care atât sectorul public cât și cel privat o observă, o întâmpină, o trăiesc în perioada aceasta a pandemiei. Și evident, suntem absolut conștienți că instituții guvernamentale, operatori economici, cetățeni, cu toții am devenit mai dependenți de tehnologie, de platforme din ce în ce mai complexe și de dorința și necesitatea aceasta de interconectare. Evident, toate acestea vin la pachet cu o creștere inerentă a unor riscuri și vulnerabilități ale infrastructurilor pe care le utilizăm, atât în sectorul guvernamental cât și în cel privat. Cu cât tehnologia este mai sofisticată, cu cât o adoptăm mai rapid, mai dinamic, cu cât o folosim. Și acum, ca să mă dau pe mine ca exemplu, cred că am folosit în ultimul an probabil peste 20-30 de noi aplicații, de noi platforme, la care nu m-aș fi gândit niciodată că le-aș fi utilizat. Ca simplu utilizator, nu neapărat din punctul de vedere al rolului pe care l-am. Dar ca să revin un pic, devine din ce în ce mai complex. Ceea ce specialiștii în cyber spun, suprafața de atac se mărește în mod exponențial, putem spune. Asta însemnând ce? Există noi riscuri. Trebuie să fim stresați și panicați de asta, aș putea spune nu. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că o guvernare digitală, activități, procese pe care le mutăm din ce în ce mai mult în domeniul virtual, evident, cere la rândul său, pe lângă volumul mult mai mare de informații care se vehiculează între sisteme, pe lângă mult mai multe ore pe care noi cu toții le petrecem online, cere pe de altă parte și o abordare foarte atentă și cu o înaltă considerare către ce înseamnă securitatea cibernetică a acestor sisteme. E foarte simplu să cerem factorilor de decizie să accelereze transformarea digitală, să ne pună la dispoziție mult mai multe sisteme cu care organizații, cetățenii să interacționeze cu guvernul, să interacționeze între ei, dar de multe ori dorința de a le implementa rapid pentru a satisface cerința tot mai crescută vine împreună cu o atenție mai scăzută cumva către nivelul de securitate cibernetică pe care trebuie să-l asigurăm pentru aceste sisteme. Evident, nu vreau să intru în mare, mare detaliu privind tipurile de incidente pe care le observăm. Ce vă pot spune însă, și vă invit să vă reflectați la asta, guvernele în general, așa cum spunea și domnul președinte, stochează și folosesc mult mai multe date, în general, decât sectorul privat, să spunem. Evident, aceste date
stocate, utilizate pe diverse platforme, sunt ținte predilecte pentru orice, mergând de la simple acțiuni de hacking până la acțiuni extrem de organizate și bine finanțate din partea unor state, acțiuni ale unor grupări de criminalitate cibernetică care doresc să monetizeze, să câștige efectiv de pe urma furtului acestor date, și până la acțiuni foarte complexe de terorism cibernetic. Deci avem foarte multe date în sectorul guvernamental, avem o proliferare a tehnologiilor și a platformelor extrem de accelerată și, din câte am auzit până acum, se dorește o mărire a ritmului de adopție a acestor noi platforme digitale. Evident, aceste date, aceste platforme și utilizatorii lor devin din ce în ce mai interesanți și din punct de vedere al unor atacatori. Așa cum spuneam, nu numai hackeri oportunistici, dar până la nivel de națiuni. Evident, în contextul acesta e o responsabilitate primară a guvernelor să protejeze nu numai infrastructura pe care o construiesc, pe care o utilizează, dar avem o responsabilitate să protejăm cetățenii în general, utilizatorii în general, să protejăm cât mai bine întregul ecosistem digital național pe care îl creăm, pe care îl creștem, pe care îl îmbunătățim. Asta vine în paralel cu, să spun, o concentrare din ce în ce mai mare din partea instituției europene pe problematica aceasta a securității cibernetice. Ca să dau un exemplu legat de sectorul guvernamental, Comisia Europeană a demarat procesul de revizuire a unei directive privind securitatea rețelelor și sistemelor informatice, celebra directivă NIS. Există la momentul actual o nouă propunere care este supusă spre dezbatere și aprobare în Parlamentul European, dar această nouă directivă, această nouă versiune are o modificare majoră, care este aceea că administrația publică centrală devine un sector care intră sub incidența acestor noi reguli de securitate cibernetică. Deci, în sfârșit, din punct de vedere al securității cibernetice, administrația publică centrală, deci agenții, ministere, toți cei care operează date, care servesc cetățeanul, vor fi, în final, catalogați ca operatori de servicii esențiale, ceea ce intuitiv o știam, dar acum vor fi catalogați ca atare și din punct de vedere al directivelor europene. Evident, vor fi translatate acestea în legislație națională. Deci, avem noi provocări. Aș vrea să vă mai dau o idee la care să reflectați. Avem, în același timp, pe lângă provocări, avem o problemă comună, aș putea spune. Experți. Talentul pe care îl vânăm, pe care încercăm cu toții să-l atragem. Fie că suntem sector guvernamental, fie că suntem operatori economici, universități, incubatoare, start-up-uri, să nu uităm, acest rezervor de talent, care, din fericire pentru România, este foarte mare, totuși nu este nelimitat. Și la pachet cu transformarea aceasta digitală și cu proliferarea noilor platforme, a serviciilor digitale, etc., devine din ce în ce mai complicat și mai dificil să pregătim această resursă umană. Pur din punct de vedere al securității cibernetice, vă pot spune că este o provocare deja majoră pe care o avem. Avem un deficit, noi l-am estimat la CER România, undeva în jur de 2200 de specialiști cyber numai în România la momentul actual și probabil din clipa în care am început să discutăm până acum s-a mai mărit cumva deficitul acesta. Deci, o putem spune deschis și direct, este o bătălie pentru talent cumplită, în care trebuie să încercăm să lucrăm împreună, să evităm canibalizarea și să evităm ca în lupta aceasta pentru a atrage talentul pe domeniul digital, pe domeniul securitate cibernetică, care e un domeniu conex foarte, foarte intim apropiat, pe protecția datelor personale, să lucrăm împreună, sector academic, sector privat, sector guvernamental, simplu ca să evităm canibalizarea și, în final, să mărim acest rezervor de resurse, nu să consumăm cel care este la momentul actual. Pentru mine, vă spun deschis și direct, asta este una din principalele griji pe care le am și, printre altele, sunt o persoană a cărui job este să se îngrijoreze. Asta e treaba mea zi de zi. De când vin până când plec și de multe ori chiar seara.
Sunt plătit să mă îngrijoresc, ca să spun așa. Dar așa cum spuneam un pic mai devreme, ne îngrijorăm, da, să ne panicăm, nu. Sunt soluții, cu siguranță. Eu zic că dacă întâmpinăm cu o minte deschisă și colaborăm ca parte a acestei transformări digitale, ca parte a inițiativelor multiple de guvernare digitală, foarte multe care au fost prezentate, domnul ministru, domnul președinte, la nivel național, plus tot ce mai vine de la nivel european. Să nu uităm, România este partea unui ecosistem. Nu lucrăm în izolare. Aceste platforme pe care le construim vor trebui să fie interconectate, interoperabile cu altele, inclusiv din punct de vedere al regulilor, al standardelor de securitate cibernetică sau de altă natură. Și în spațiul cibernetic, după cum știm, nefiind granițe, provocările vin cam din orice direcție, cam de oriunde, va trebui să răspundem într-un fel sau altul, numai noi cu resurse la nivel național, dar în coordonare și în corelare foarte atentă și cu alte state din cadrul Uniunii Europene. Deci, ca să închei un pic, ce vă pot spune, nu ne vom plictisi cu siguranță, cei care sunteți și suntem implicați în domeniul acesta al digitalizării, al securității cibernetice, al protecției datelor personale, cu siguranță nu ne vom plictisi. Dacă aș fi încă o dată la începutul carierei mele, probabil asta ar fi domeniul în care din nou aș intra și în care mi-aș dedica resursele și atenția și aș încerca să cresc, să învăț, pentru că, așa cum spuneam, cu siguranță vom trăi vremuri foarte interesante. Mulțumim mult, domnule Dan Câmpian. Iată și câteva întrebări venite dinspre participanți și, în egală măsură, îi rog pe vorbitorii de astăzi să ia cuvântul. Silviu, vă rog. Silviu Teodor, Olacu, România. În ideea a ceea ce ați enunțat, că vor crește și cresc foarte mult aplicațiile digitale și este o explozie acestora. Datele, de asemenea, cresc și ele foarte mult și, practic, se întinde această plajă a posibilor atacuri. Vedeți ca o posibilă soluție în a veni în întâmpinarea lipsei experților și formării experților întruniri mai puțin alert decât al datelor și al aplicațiilor, să considerăm soluții de machine learning care într-un mod automat să identifice riscuri și să trigăreze acele posibile incidente și apoi să intervină factorul uman? Este aceasta o direcție prin machine learning de automatizare? Cu siguranță, da, dacă îmi permite să răspund direct. Cred cu tărie că nu vom avea altă cale de urmat decât să încercăm să folosim inteligența artificială, să robotizăm, să spun așa, procesele, acțiunile, și asta se întâmplă deja pe scară largă, să știți. Sunt din ce în ce mai multe proiecte cu finanțare europeană care în mod dedicat cercetează, explorează, încearcă să implementeze genul acesta de soluții la o scară din ce în ce mai mare. Deci, să nu uităm, numărul, vorbesc doar de domeniul securitate cibernetică, ca un domeniu intuitiv. Numărul de incidente, numărul de atacuri crește, aș putea spune, aproape exponențial. Va fi imposibil să urmăm cu resursa umană o creștere exponențială. Nu ar fi onest, nu ar fi realistic să credem asta, am fi foarte naivi. Putem să presăm pentru o creștere liniară foarte accelerată a resursei umane, dar fără o automatizare masivă a proceselor de răspuns la incidente, de triaj, de procesarea etichetelor și așa mai departe, nu vom avea nicio șansă. Doar să vă dau câteva cifre. Noi, la CERT România, la momentul actualmente, cu senzorii noștri, detectăm undeva orice între 500.000 și 800.000 de atacuri cibernetice zilnic. Acum un an, când eu am început la CERT România, acest volum era undeva între 200-300.000. Deci s-a multiplicat spectaculos și trendul, vă spun deschis, direct, nu scade. Deci singura modalitate va fi să implementăm, să utilizăm cât mai rapid, cât mai multe astfel de soluții care să automatizeze, să aducă inteligența artificială, deep learning, machine learning. Nu sunt un expert pe partea asta, am unul acasă care este mult mai expert decât mine, dar fără a implementa astfel de soluții, astfel de tehnologii inovatoare, să nu uităm,
omul va fi complet depășit. Deci va trebui să ne bazăm cât mai mult pe automatizare în domeniul ăsta. Mulțumesc frumos! Revin la întrebările participanților acum. Prin directiva GDPR, ne spun interlocutorii noștri online, companiile care au activitate online sunt responsabile de protecția datelor clienților sau ale partenerilor. Cum poate fi rezolvată problema acestei responsabilități în cazul unui atac masiv și profesionist care ajunge la aceste date în pofida investițiilor în sistemele proprii de securitate? Filozofia mea personală, și asta e și ca urmare a reflexiilor și experienței de 25 de ani în securitate cibernetică, în audit, în protecția datelor, mie mi-arată că nu există sistem perfect. Nu există soluție perfectă din punct de vedere al securității cibernetice, al protecției datelor. Este întotdeauna un mix între oameni, tehnologie, procese, controle, niciodată perfect. Dacă cineva ar avea o astfel de soluție, ar fi super bogat, ar trăi undeva pe o insulă exotică pentru tot restul vieții și cariere. Ce putem face însă este să reducem la un nivel acceptabil acest risc. Incidente vor exista întotdeauna și vedem aproape zilnic în presă, în media, vedem cazuri de nume mari, extrem de mari. Deci organizații cu resurse financiare masive, masive, care totuși sunt subiectul unor astfel de incidente. Fie că sunt vulnerabilități care nu erau mai mult sau mai puțin cunoscute, care sunt exploatate, fie că este resursa umană cea care este exploatată, deci utilizatorul final, omul care este veriga cea mai slabă în contextul acesta al securității cibernetice, dar este o chestiune și mi-a cu mare atenție vorbele acum, ce am să spun, pentru orice organizație, mare sau mică, eu cred cu tărie că este o chestiune de când se va întâmpla incidentul, nu dacă. Din fericire, pentru România, foarte multe organizații sunt încă ținte de un nivel scăzut, nu au un profil de risc foarte mare, nu sunt ținte apetisante, nu sunt ținte sexy din punct de vedere al hackerilor, dar asta nu înseamnă că nu se poate schimba foarte rapid acest context. Deci, ca să revin la întrebare, ce putem face? Evident, să ne pregătim. Nivelul de bază de securitate cibernetică să fie cât mai ridicat, iar factorii de decizie din organizații, în general, publice, private, de care tip or fi ele, să conștientizeze că securitatea cibernetică vine cu un cost. Dar acel cost va fi întotdeauna mult mai mic decât costul rezolvării unui incident major de securitate sau costul financiar sau din punct de vedere al reputației la care organizația se va supune. Deci vom investi foarte mult și recomand investiții, bugetați-vă, angajați-vă echipe, angajați-vă specialiști pe protecția datelor personale, acolo unde este cazul, pe securitate cibernetică, evident, depinzând de mărimea, de natura business-ului sau activității organizației, dar, cum să spun, este o categorie de profesii care nu putem să mai ignorăm necesitatea aducerii acestor oameni în organizațiile noastre. Aduceți-i, trimiteți-i la școlarizare, pregătiți-i și dați-le bugete ca să poată să-și facă treaba. Și atunci probabilitatea unor incidente va fi mult mai mică, dar nu va fi niciodată zero. Bun, haideți să mergem la ultimele două întrebări pe care le comasez. La ce nivel de securitate este administrat în România gradul de protecție a datelor pe care administrația le are de la contribuabil și cetățeni și care sunt zonele digitale din administrație cele mai vulnerabile la incidente? E o întrebare simplă cu un răspuns foarte complicat. Ce aș putea să spun? Fapte și cifre. Până la acest moment nu avem, sau eu nu știu, de când am ajuns la CERT, nu știm despre incidente majore legate de sectorul guvernamental. Deci pierderi gigantice de date în care datele a milioane și milioane de cetățeni din agenția A, B sau C sau Ministerul ABC să fi fost pierdute, vândute pe piața neagră, pe internet. Deci nu am avut încă un incident major la nivel guvernamental. Acum, un punct foarte dureros și eu vreau să spun direct și deschis și brutal, dacă îmi permiteți. Nu putem să avem un nivel de securitate cibernetică ridicat în sectorul guvernamental atât timp cât ne plătim specialiștii foarte prost. Deci asta ar însemna să ne furăm singur căciula, să spun în termeni românești.
cât timp nu încercăm să facem toate eforturile posibile ca să-i motivăm, să atragem talentul, să avem resursă umană, vom fi expuși. Deci, legat de care e nivelul de pregătire, avem sisteme, avem senzori, avem programe anti-malware, antivirus, etc. Dar partea cea mai, să spun, cea mai deficitară în sectorul guvernamental, o spun direct și deschis, de departe este resursa umană. Și aici, legat de ce am spus la început, să nu uităm, suntem totuși într-o competiție. Toți încercăm să atragem resursa umană. Deci suntem destul de vulnerabili, foarte vulnerabili chiar pe sector guvernamental, datorită lipsei acute de resursă umană. Afirmația dumneavoastră e valabilă în toate sferele administrației publice, educație, sănătate, securitate cibernetică și lista continuă atât de mult până la dezvoltare durabilă și digitală, încât sunt obligată să chem responsabilii la responsabilitate. Atenție foarte mare, nu mai este suficient doar să clamăm diferențele salariale. Deja este nevoie de responsabilitate și seriozitate la nivel individual. Și să ne pese de cei de lângă noi.